Aș vrea să începem discuția de astăzi pornind de la ritmul în care crește numărul infectărilor. Vedem o dublare, practic, de la o săptămână la alta astăzi, nu numai a numărului cazurilor noi, dar vedem o creștere semnificativă și a numărului pacienților internați la terapie intensivă și, iată, și chiar și a copiilor internați, dar și aflați la terapie intensivă. Pare cumva că toate previziunile au fost depășite de acest ritm. Așa este? Acum, sigur, după 6 zile de ministeriat, n-aș putea să vă dau un răspuns concret la acest lucru, dar este categoric că această tulpină Delta este o tulpină mai agresivă și toate cifrele arată acest lucru, nu numai în România, dar și în celelalte țări. Că avem o tulpină mult mai agresivă, mult mai contagioasă și mai repede contagioasă, ajunge mult mai repede la mult mai mulți oameni. Și categoric, în continuare, mesajul autorităților publice ale statului și a Ministerului Sănătății este acela că vaccinul este cel care este mijlocul care ne poate apăra de această tulpină. Și aici deja vorbim despre procente, situații, dacă vreți, informații publice, nu numai din România. Și este categoric și din ceea ce avem astăzi, că marea majoritate, între 90% și 100%, 92% dintre cei care astăzi sunt pe patrule ATI sunt persoane nevaccinate. Adică este categoric o diferență majoră între cei care efectele la persoane vaccinate față de persoane nevaccinate. Pornind de la comparația cu anul trecut, am verificat vârful numărului de cazuri în septembrie anul trecut a fost de 2158 de cazuri. Acum, deja ne apropiem de 4.000 și cu siguranță nu va fi acesta vârful pe septembrie. Și atunci se pune cumva întrebarea, oamenii văd că anul acesta, deși avem vaccinare atât cât avem și oameni trecuți prin boală, anul acesta, spuneam, ca și număr de cazuri, stăm mai rău decât anul trecut. Cum trebuie să privim aceste cifre? Să ne gândim ce rău ar fi fost dacă nu am fi avut nici vaccinurile, unde am fi putut ajunge? Sau poate că e ceva în neregulă cu vaccinurile? Știți că sunt oameni care sunt adepții vaccinării, care nu sunt, și poate e bine să explicăm pe înțelesul tuturor în ce cheie trebuie să vedem aceste cifre. Categoric am fi într-o situație mult mai negativă dacă nu am avea vaccin. Și astăzi, dacă vorbim de imunizarea populației României, suntem undeva la jumătate din populație, în sensul în care persoane care s-au vaccinat sau au trecut prin boală și au o imunitate prin trecerea de la boala cu coronavirus. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt extrem de clare. Dacă această jumătate nu ar fi vaccinată sau nu ar fi fost imunizată prin trecerea în boală, am fi într-o situație mult mai proastă. Important este pentru noi, pentru Ministerul Sănătății, și aceasta a fost discuția mea astăzi cu Direcția de Sănătate Publică, cu care vom avea periodic la 2-3 zile o coordonare a situației, este acela de a asigura, având în vedere această dinamică de creștere pregnantă a cazurilor, numărul de paturi ATI disponibile și operaționale să răspundă la această dinamică. Astăzi avem 933 de paturi ATI operaționale. În ultimele 5 zile am operaționalizat, am deschis, dacă vreți, 200 de paturi ATI în toată țara. Categoric acest număr va trebui crescut și îl creștem în fiecare zi. Premierul cerea 1600 cât de curând. 1600 a fost vârful de număr de ATI, 1612, dacă bine rețin, anul trecut sau în vârful pandemiei. Pe planul de reziliență pe care îl avem asumat de fiecare manager de spital și fiecare direcție de sănătate publică pe județe împărțit, deci știm, dacă vreți, cotele pentru fiecare județ, ceea ce poate sistemul,
cel puțin atât, avem 1500 de paturi și DSP-urilor am cerut astăzi ferm ca să mergem să creștem acest număr de paturi. Întotdeauna să avem o rezervă, dacă vreți, semnificativă în fiecare județ sau dacă nu avem chiar momentan, că punctual aici dinamica lucrurilor, așa cum au fost și în celelalte valuri, pot determina necesitatea intervenției, dacă vreți, de transfera unui bolnav dintr-un județ în altul. Important este și putem să soluționăm acest lucru, s-a făcut și în ultima perioadă, pe celelalte valuri pandemice, să facem acest lucru. Am mai cerut DSP-urilor să identifice, pentru că ei sunt la nivelul județelor, să identifice personalul medical și, în primul rând, medicii anesteziști care pot fi detașați în spitale cu fluxurile pe fluxul COVID, astfel încât să putem să operaționalizăm, pentru că noi nu vrem să vedem doar paturi pe hârtie, deci cifrele nu ne interesează. Pe mine mă interesează foarte mult să vedem paturile care sunt operaționale, ceea ce înseamnă că au nu numai tehnologia, aparatura și dotarea necesară, dar au și personalul medical aferent. Cei de la ATI, cadrele medicale, asistente, medici, tot ce înseamnă această specialitate, au dus greul în ultima perioadă. Sunt probleme cu detașarea? Aveți semnale că sunt oameni care efectiv sunt la capătul puterilor și detașarea nu le surâde? Aveți astfel de semnale? Categoric, eu le mulțumesc pentru tot efortul pe care l-au făcut anul trecut și anul acesta. Sunt marea lor majoritate, oameni conștienți de această provocare, dacă vreți, și profesională și umană, pe care au avut-o în față și cred că de care, pe care au trecut-o cu brio. E acest val 4 al pandemiei și mesajul și rugămintea noastră este aceea de a fi împreună, de a fi solidari împreună, de a trece și de acest val 4. Sigur că este uman după o anumită perioadă grea, pentru că a fost o perioadă grea și care nici n-a ținut o lună, două luni, ci ține de cel puțin un an și jumătate. O anumită oboseală, dacă vreți, și a sistemului, nu numai a personalului din sistem, dar trebuie să trecem peste acestea. Avem cadrul legal pentru detașarea medicilor anesteziști și vom face acest lucru, pentru că, până la urmă, noi cu toții, împreună cu acești medici extraordinari, trebuie să-i servim pe pacienți. Au început deja detașările sau deocamdată nu a fost cazul? Deocamdată nu avem cazuri multe de detașări, dar am cerut DSP-urilor exact ca să identifice, dacă vreți, pentru că noi trebuie să știm nume, prenume, da, și mai departe. Ordinul se emite de către conducătorul departamentului pentru situații de urgență și vom emite aceste ordine pentru detașarea medicilor anesteziști acolo unde este nevoie, evident, cu salarizarea și cu tot restul aferent. Astăzi, la prânz, era o informație că în București mai sunt două paturi libere la terapie intensivă. Care este situația în acest moment? În București, acea situație ca în toată țara, în sensul în care avem o dinamică a infectărilor și a paturilor necesare ATI. Chiar astăzi, Direcția de Sănătate Publică a avizat deschiderea încă 9 paturi la Spitalul Colțea, va urma la Spitalul Malaxa, la Institutul de Boli Cerebrovasculare și la Spitalul Universitar încă 14 paturi. Acestea sunt deja în pregătire. Deci în fiecare zi creștem această capacitate pentru a răspunde acestei dinamici, din păcate, de creștere a internărilor. Din informațiile pe care le aveți, se întâmplă undeva în țară ca un pacient infectat cu COVID să nu poată fi tratat pentru că nu este loc în spital, în secție de ATI? În aceste 5 zile pot să spun, pentru că nu am o asemenea informație, dar dacă va exista un asemenea caz, soluțiile se găsesc. Deci vom transfera bolnavul în altă parte. Am cerut DSP-urilor foarte clar și acesta este un mesaj public către toți cei implicați în sistemul medical. Eu înțeleg foarte mult și eu am un patriotism local sănătos în mine și oricare dintre noi avem și este un lucru corect.
Dar când vorbim de pandemie, eu nu mai vreau să aud de patriotisme locale. Eu vreau să aud că avem solidaritate. Adică să nu refuze un județ să primească pacienți din alt deci județ. Eu nu mai vreau să aud situații de genul acesta. Sigur, nu pot să spun cu certitudine că nu am fost ministrul sănătății în perioada respectivă, dar informații au mai circulat despre acest lucru și eu vreau de la bun început să stabilim și le-am spus celor de la DSP să spună și spun și acum managerilor de spitale și tuturor celor implicați. Nu acceptăm o asemenea atitudine pentru că astăzi ajuți un alt județ, ajuți un alt spital, până la urmă ajuți un om, ajuți un pacient și mâine s-ar putea ca tu să ceri ajutor pentru că tu nu mai ai exact un pat disponibil. Deci solidaritatea în vreme de asemenea provocări este foarte importantă. Cât estimările pe care le aveți trec de 10.000 zilnic, vom ajunge la ceea ce a fost anul trecut în scurt timp? Exista niște estimări pe care le văzuse mai mult sau mai puțin oficiale, chiar că în următoarele 10 zile am putea ajunge la ritmul acesta? Eu nu am văzut o asemenea estimare, ceea ce nu înseamnă că este exclus. Pur și simplu nu am văzut o asemenea estimare. În această perioadă, în aceste zile, am fost foarte mult preocupați de această capacitate instituțională a spitalelor și pe patul ratei. Și sistemul suportă, de exemplu, în prisma pregătirilor pe care le faceți un asemenea număr, de exemplu? Din câte mi-amintesc eu, da, sigur, încă o dată nu eram factor de răspundere, am avut și 12.000 de infectări în alte valuri ale pandemiei și sistemul a rezistat și a făcut față, astfel încât foarte important, încă o dată accentuez, este acela de a putea urma această dinamică a creșterii infectărilor și internărilor pe patru laterii, a de a avea patru laterii libere în continuare și întotdeauna și dacă este cazul să transferăm și pacienți. Aș vrea să transferăm puțin discuția în planul vaccinării și știu că la un moment dat a existat o propunere ca persoanele vaccinate care sunt infectate totuși să stea acasă în izolare mai puțin de 2 săptămâni, cât sunt normele în acest moment, pe considerentul că au o perioadă de contagiozitate mai mică și că, practic, ies din boală mai repede. Se va mai merge înainte cu această propunere? Nu am văzut această propunere, nu am discutat de o asemenea propunere, deci nu pot nici să vă confirm, nici să spun că nu este adevărat. Pur și simplu n-am această informație. Și aici, în mod categoric, specialiștii sunt cei care, epidemiologi și toți cei care sunt implicați, care trebuie să ne spună, văzând și ceea ce se întâmplă în alte țări, pentru că noi nu suntem singuri în această pandemie. Nu că ne-ar bucura acest lucru, dar pur și simplu trebuie să ne uităm și ceea ce fac alții și ceea ce ne spun specialiștii din alte țări. Deci o asemenea discuție nu a avut loc. Ei, și fiindcă e vorba de comparația cu alte țări, cu practicile din alte țări, știu că există această discuție cu privire la vaccinarea sau măcar testarea obligatorie pe banii proprii a personalului medical. Aceasta a fost propunerea sau acesta era stadiul discuțiilor pe care l-a lăsat doamna ministru de dinaintea dumneavoastră. Premierul Câțu spunea că susține ideea ca personalul medical să fie chiar să fie categoric testat pe banii proprii, da, ba chiar se vehicula și ideea vaccinării obligatorii. În acest moment, ce fel de variante se iau în calcul? Aceste două variante sunt, dacă vreți, pe masa discuției. Aici decizia nu aparține la fel numai unui singur om și ministrului sănătății, ci aparține și specialiștilor și în fiecare zi am avut discuții inclusiv pe acest aspect. Va fi o decizie în următoarele zile categoric legat de pe ce variantă vom merge. Nu aș dori să antamez până atunci. Am văzut poziționări publice, dar eu cred că este corect pentru un ministru al sănătății să iasă cu o decizie care este asumată din toate punctele de vedere. Dar ceva se va întâmpla, adică nu se va mai merge pe sistemul de până acum.
vor exista reguli speciale totuși pentru pentru personalul medical, înțeleg. În mod categoric, eu cred că și așteptarea societății este aceea de a avea cât mai mulți din personalul medical vaccinat sau măcar de a avea siguranța că persoana respectivă din spitalul respectiv sau din sectorul de sănătate nu este purtător de virus și este testat. S-a mers, a fost o discuție în ultimele luni și susținem această discuție sau această măsură de a merge pe fluxuri mixte în spitale, adică flux de non-COVID și flux de COVID, exact pentru a păstra accesul bolnavilor cronici la tratament, ceea ce anul trecut nu s-a putut. Suntem totuși într-o altă situație și vrem să păstrăm acest lucru cât de mult posibil putem. Acolo unde este necesară transformarea, inclusiv 4 ATE și așa mai departe, este o altă discuție, dar principiul este acela de a păstra un flux, fluxuri mixte în spitale. Din acest punct de vedere, dacă ne gândim numai pe fluxul non-COVID, eu cred că este o așteptare, fără să antamez o soluție, o așteptare, dacă vreți, solidă, legitimă, a societății, a pacientului, de a ști atunci când intră, chiar dacă intră pe un flux non-COVID în spital sau în contact cu sistemul sanitar românesc, să aibă o anumită siguranță legată de faptul că cel care îl tratează ori este vaccinat, ori este testat periodic și practic nu va avea o problemă din acest punct de vedere în sistemul medical. Deci, dintre soluțiile care sunt astăzi pe masă, în mod categoric, în câteva zile o să ne pronunțăm și o să mergem înainte cu una dintre soluțiile. Da, presupun că nu poate fi pusă în practică soluția ca personalul vaccinat sau să fie doar pe fluxul non-COVID și celălalt. Evident, nu. Eu doar dădeam o argumentație în sensul în care așteptarea societății este aceea ca și pe fluxul non-COVID să am, pentru că până când totuși descoper cineva din personalul medical că este infectat, mai trece o perioadă, are o relaționare la locul de muncă și așa mai departe, adică sunt și alte aspecte aici. Dar discuția nu privește, înțeleg, doar personalul medical, ci de altfel și pe premier l-am auzit în nenumărate rânduri spunând că dorește o soluție pentru toți bugetarii sau, în orice caz, pentru persoanele din sistemul de stat care interacționează cu publicul. Din punctul meu de vedere, în momentul în care se ia o decizie de politică publică sanitară într-o direcție sau alta, ea nu trebuie să se limiteze doar la personalul medical. Sunt și alte categorii de domenii unde relaționarea cu publicul, cu membrii societății, cu oameni, este zilnică și unde ar trebui să avem o siguranță mai mare legat de vaccinare, respectiv de testare. Dar aici discuțiile vor trebui să aibă loc cu fiecare domeniu în parte, cu fiecare minister în parte. Ministerul Sănătății poate fi și asigură un suport din punct de vedere al specialității medicale, dacă vreți, din punct de vedere epidemiologic. Dar fiecare domeniu, fie că vorbim de învățământ, fie că vorbim de alte domenii, administrație și așa mai departe, va trebui să creioneze așteptările legate de acest domeniu Ministerului Sănătății. Domnul ministru, ce se va întâmpla cu certificatul verde? Este deja lansată ideea ca acesta să fie un certificat sau să zicem un pașaport de acces în mai multe locuri publice, așa cum se întâmplă în alte țări. Știm că există baza legală pentru așa ceva, dar trebuie niște norme de aplicare și stabilite, nu-i așa, locurile în mod exact. Și de la ce incidență? Că bănuiesc că în funcție de incidență unde va fi folosit. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Deci astăzi sunt în vigoare reglementări care prevăd ca la o incidență de peste 3 la 1000 anumite activități care astăzi se desfășoară într-un cadru, dar se desfășoară, să nu se mai poată desfășura. De exemplu, chiar evenimente private, funcționarea restaurantelor care au practic o interdicție de la trei cazuri la 1000, activitatea a trebuit să se răsfângă într-o activitate în
în partea exterioară a restaurantelor. Și aici există această discuție pe care eu o consider legitimă. În sensul în care persoanele vaccinate, care categoric și aici se include și personalul care deservește aceste activități, dacă toți cei din interior sunt vaccinați, care ar fi această problemă? Pentru că știm că și pe sectorul, dacă vreți, Horeca, a fost un impact totuși negativ din punct de vedere economic și al funcționării economiei și al locurilor de muncă anul trecut. Astăzi, totuși, există un segment important a societății care are, s-a vaccinat și atunci pentru această categorie, dacă se respectă aceste reguli, putem să discutăm despre o capacitate mai redusă, eventual discutăm despre aceste propuneri de limite. O decizie nu există astăzi încă luată, la fel în grupul cu specialiști va trebui să discutăm această chestiune. Despre asta este vorba legat de certificatul verde, de a crea posibilitatea să vedem unde și în ce condiții foarte clar stabilite, numai pentru persoane vaccinate, ca pe anumite tipuri de activități totuși să nu oprim partea economică, pentru că am văzut că totuși au fost niște efecte negative. Adică să continuă eventual chiar cu persoane mai puține, dar cu mai multă siguranță, decât să se oprească pentru toată lumea. Este una din variante care se discută. La fel, nu aș vrea să antamez o soluție, dar o soluție în acest sens de a permite atunci când avem în interior numai persoane vaccinate, desfășurarea unor anumite activități, inclusiv economice, e de susținut. Și cam când credeți că se va lua o decizie, când vor fi date aceste norme care să poată permite folosirea în intern a certificatului verde? Se lucrează la aceste norme. Aici vorbim despre chestiuni, dacă vreți, și de specialitate de informatică și așa mai departe, pentru că ele trebuie introduse rapid, controlate într-un anumit sistem. Sigur, aceste certificate au un cod fiecare. Dar se lucrează la aceste norme. Paralel cu acesta, odată cu aceste norme, vor trebui stabilite aceste criterii despre care vă spuneam, care trebuie stabilite inclusiv cu specialiști, cu Institutul Național de Sănătate Publică și așa mai departe. Credeți că va dura mai mult de o săptămână, două, să vedeți un orizont? Eu cred că orizontul este cam de o săptămână sau chiar de interiorul acestei, în interiorul unei săptămâni. Și aș vrea să vă mai întreb, vaccinarea nu înseamnă numai vaccinarea anti-COVID, se apropie sezonul gripei. Care este situația? Au venit deja doze în țară anul trecut? Știu că a început târziu, prin decembrie, și deja lumea, și chiar specialiștii se întreabă ce folos mai avem. Anul acesta, cum vor sta lucrurile? Anul acesta, la sfârșitul acestei luni, a lunii septembrie, preconizăm să trimitem vaccinul antigripar la Direcția de Sănătate Publică, de unde vor putea fi transferate la cabinetele medicilor de familie. Avem contractat 2 milioane de vaccinuri antigripal și în această săptămână, cum putem să facem prima plată acestora, procesul va fi demarat, contractul este încheiat, deci la sfârșitul acestei luni. Anul acesta, în mod categoric, va fi mult mai devreme decât a fost în anul anterior. Doamna ministru Mihăilă își exprima temerea cu privire la situația programelor, marilor programe de sănătate pentru HIV-SIDA, de exemplu, pentru bolnavii de HIV-SIDA, de tuberculoză. S-a rezolvat din punct de vedere al banilor? La rectificarea bugetară s-au asigurat banii. 60 de milioane de lei pentru tratamentul HIV, SIDA și pentru tuberculoză, ceea ce înseamnă că vom putea să finanțăm în condiții de normalitate aceste tratamente. Și dacă ar fi să ne întoarcem puțin la problema aceasta a pandemiei, ați analizat deja cu specialiștii care este impactul deschiderii școlilor sau, și v-aș întreba inclusiv din punctul de vedere al pregătirii spitalelor de pediatrie, secțiilor ATI dedicate copiilor.
Nu sunt măsuri speciale, încep cu a doua parte a întrebării, nu sunt măsuri speciale din punct de vedere al, dacă vreți, al tratamentului sau al abordării sistemului medical legat de tratament COVID, funcție de adult sau copil. Sigur, segmentul este pediatric, are alte relevanțe. În ceea ce privește școlile, dacă vă referiți la un eventual impact al deschiderii școlilor asupra situației pandemice, acest lucru astăzi categoric nu poate fi încă evaluat. Suntem la o zi, două zile, ieri, de fapt, s-a deschis anul școlar. Anul școlar s-a deschis și se desfășoară pe baza unor reguli stricte prevăzute în ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății. Noi acordăm tot suportul profesional pe acest segment, dar unitățile de învățământ trebuie să sesizeze orice situație care trebuie gestionată pe baza acestui ordin. În orice clasă, dacă apare o infecție la un copil, se suspendă învățământul pe acea clasă, se trece în sistem online. De asemenea, după cum se știe, la o incidență de peste 6 la 1000, într-o localitate se trece pe învățământ online. Doza a treia, când se preconizează și sub ce formă în România? Aici nu pot să vă dau o dată, dar categoric nu o să ne decuplăm de restul lumii, ca să mă exprim foarte direct. Domnul Gheorghiță vorbea ceva de luna octombrie. Din discuțiile pe care eu le-am avut acum încă o dată cu cele 5 zile de mandat, sigur, dar din discuțiile inclusiv cu domnul doctor Gheorghiță și cu toți cei implicați, aceasta este ceea ce pare rezonabil, începutul lunii octombrie ca fiind a treia doză de vaccin, în principal pentru persoanele care sunt expuse ori datorită vârstei, ori datorită unor afecțiuni adiacente care pot agrava situația din punct de vedere COVID. Și pentru finalul discuției noastre, aș vrea să vă întreb ce discuție aveți cu domnul Nelu Tătaru. Am văzut că se implică, a preluat din funcția pe care o are de consilier onorific, se implică în situația pandemică, are și experiența cu totul specială de anul trecut. Cum decurge relația cu dumneavoastră? Am avut o discuție cu domnul ministru Tătaru la preluarea mandatului. Chiar mâine o să am și o întâlnire cu dânsul. Orice opinie, orice punct de vedere care este o opinie și un punct de vedere exprimat cu bună credință și nu mă îndoiesc de acest lucru, este binevenit. Sigur, răspunderea deciziei aparține ministrului actual al sănătății, chiar dacă el este interimar, și categoric echipei care este în Ministerul Sănătății, pe care mă bazez foarte mult.